cu participarea a 6 țări se desfășoară la Târgoviște în perioada 8-10 decembrie concursul țărilor central-europene. Cel mai puternic concurs de natație dedicat juniorilor din categoria de vârstă despre care este vorba în acest concurs din ultimii 10 ani organizat în România. Vorbim de un concurs internațional, de primul concurs internațional de natație organizat la Târgoviște. Avem o participare din 6 țări, discutăm de România, Polonia, Ungaria, Serbia, Slovenia și Macedonia. Este o onoare pentru municipiul Târgoviște că iată reușim să avem la o perioadă de timp destul de mică de la momentul inaugurării acestei baze să avem un concurs de o asemenea importanță. Spuneam, cel mai important concurs organizat în România în ultimii 10 ani, dedicat juniorilor fete născute 2003-2004, băieți născuți în 2001-2002. Sunt convins că lucrurile vor merge foarte bine, sunt convins că această bază va oferi condițiile cele mai bune pentru o competiție de talie internațională, de talie europeană și sperăm să fie numai începutul unei colaborări și mai fructuoase pe care o avem cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern. Și din acest punct de vedere vreau să îi mulțumesc doamnei Camelia Potec pentru că a fost alături de noi încă de la momentul la care am inaugurat această bază sportivă, iar prin evenimentele, prin numeroasele evenimente pe care le-am organizat aici, am reușit, iată, să dobândim statutul de o bază recunoscută internațional și să putem organiza și un eveniment internațional. Președintele Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, Camelia Potec, a apreciat eforturile depuse de administrația publică locală târgovișteană pentru a sprijini organizarea unei competiții de o asemenea învergură. La aproape un an și jumătate venim cu mare drag la Târgoviște și venim cu vești din ce în ce mai importante și mai folositoare natației din România. De data aceasta emoțiile sunt mari pentru că iată am reușit să aducem în România, să aducem la Târgoviște, la 10 ani diferență, această competiție internațională Cupa Țărilor Centrale Europene. Rândul nostru era anul viitor, aveam programat ca anul viitor să organizăm în România această competiție, dar datorită faptului că o țară care trebuia să organizeze, acum o lună ne-a anunțat, a anunțat la Federația Europeană că nu pot organiza, atunci noi am venit să salvăm această competiție și să arătăm că în numai o lună de zile putem organiza o competiție de asemenea învergură în România. Și spun acest lucru de ce? Pentru că chiar dacă din punctul de vedere al Federației Române de Natație și Pentatlon Modern lucrurile au fost greoaie în ceea ce privește această organizare, noi nu am fi reușit să începem și să dăm startul acestei competiții fără ajutorul primăriei municipiului Târgoviște, fără ajutorul domnului primar, de a ne bugeta o mare parte din această competiție. Primarul municipiului Cristian Stan a primit mulțumiri speciale din partea președintelui Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, Camelia Potec, pentru contribuția adusă la promovarea și dezvoltarea natației și pentru buna colaborare în vederea organizării concursului țărilor central-europene. Din partea Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, domnul primar. Mulțumesc! E o onoare pentru noi, pentru mine și pentru municipiul Târgoviște să primim din partea unei campioane olimpice, da? Distincții de natură să recunoască frumusețea acestei baze sportive și disponibilitatea de care administrația locală târgovișteană a dat dovadă în vederea organizării unor asemenea competiții într-un termen destul de scurt, da? Eu spun că ne descurcăm foarte bine și că ne vom descurca foarte bine până duminică. Concursul țărilor centrale europene se desfășoară în perioada 8-10 decembrie și este organizat de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern, Primăria Municipiului Târgoviște și Complexul Turistic de Natație.